Cântecele de suflet ale românilor au răsunat în sala Europa a Consiliului Județean Ialomița. Autoritățile au marcat împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia printr-un spectacol emoționant. Au fost evocate faptele de vitejie ale eroilor neamului, de la Mihai Viteazul la veteranii celui de-al doilea război mondial, iar melodiile încărcate de puternice sentimente de mândrie națională au stârnit ropote de aplauze din partea publicului. Recepția organizată de președintele Consiliului Județean Ialomița cu ocazia Zilei Naționale a României a strâns la oaltă cadre didactice, oameni de afaceri și de cultură, politicieni și reprezentanți ai bisericii. Cu toții au retrăit momentele importante care, în urmă cu un veac, au făcut posibilă realizarea României Mari. Efortul pentru marcarea centenarului va continua. Deci nu se va opri în acest an, pentru că mi se pare normal. A fost în 1919-1920 conferința de pace de la Paris, un proces extrem de complex de recunoaștere a Marii Uniri, tratatele cunoscute de la Versailles, de la Trianon, mai ales din 4 iunie 1920. Știți foarte bine că a fost forțe care nu au fost, să spunem așa, de acord cu unirea Transilvaniei cu România. A fost revizioniste care au acționat întreaga perioadă interbelică, care au dus în cele de urmă 1940 la un moment dedicat de pietre a Transilvaniei pentru o perioadă, care au determinat în baza unui principiu dominului alte centre teritoriale și a nordului Bucovinei și a sudului Dobrogei, ca de la Târgului. Evoluția, sau mai exact, după 1918, dintre toate statele succesoare ale imperiilor, deci Imperiul Țarist și Austro-Ungaria în principal, România este singura țară în care tendința generală a fost una nu centrifugă, ci centripetă coezivă. Dovadă faptul că în 1990 planurile de iugoslavizare a României nu au mers, nu au avut sort de izbândă. De la Mihai Viteazul, ziditorul primei uniri a românilor, și Barbu Catargiu, primul premier al României moderne, până la Evanghelie Zappa, precursorul jocurilor olimpice moderne și jertfa celor 1700 de eroi ialomițeni căzuți pe front în numele idealului de patrie, toate aceste pagini de istorie ilustrează efortul și jertfa ialomițenilor la clădirea României de azi. Domnilor și domnilor, distinși invitați, Ziua Națională a României reprezintă pentru noi toți momentul în care ne readucem aminte, aducem amintire, năzuințele poporului român, jertfa militarilor români și a poporului român. Cred că fără această jertfă, noi astăzi nu am fi reușit să sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Cred cu tărie că poporul român, cred cu tărie că românii au foarte multe motive care îi leagă și foarte puține motive care îi face să nu fie uniți. Cred cu tărie că interesele de grup, interesele personale,
nu ar trebui să fie niciodată mai presus decât interesul național și interesul public și mai cred că avem datoria de a păstra neîntinate valorile care au stat la baza înfăptuirii Marii Uniri de la 1918. În semn de recunoștință pentru sacrificiul lor în timpul celui de-al doilea război mondial, Consiliul Județean a hotărât premierea tuturor celor 78 de veterani ai Ialomiței încă în viață. Trăirile și suferințele îndurate pe front au fost surprinse într-un album deosebit realizat de Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia. Unul dintre aceștia este sublocotenentul în retragere Constantin Nedelcu din Țăndărei, participant la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, în vârstă de 95 de ani, veteranul își dorește ca oamenii din țara pentru care a luptat cu arma în mână să fie mai buni și mai uniți. Am luptat pentru patria asta și mulțumesc pentru oamenii care s-au gândit și la noi în al 12-lea ceas să mai ne dea ceva. Și doresc pentru toată lumea care e aici să trăiască măcar cât mine și peste mine. Dar ceea ce nu cred, că se mai poate face, părinte, v-a ținut știința și dreptatea care am luptat și am fost credincios în fața la oricine. Eu vă zic sănătate la toată lumea, nu vreau să prelungesc treaba, pentru că se cunoaște acum, sunt în realitate, cât o mai fi, cât mă mai ține Dumnezeu. Vă mulțumesc la toată lumea. Veteranii au primit diplome, plachete și câte 1000 de lei. Mult, mult prea puțin pentru tot ce au făcut acești oameni, dar din respect pentru curajul lor, din recunoștință pentru sacrificiile pe care le-au făcut, am luat această decizie împreună cu consilierii județeni și le mulțumesc că au fost de acord să premiem pe cei 78 de veterani și să le aducem mulțumirile noastre pentru tot ceea ce au făcut, pentru că fără ei, cu certitudine, poate astăzi n-am fi sărbătorit 100 de ani de Mare Unire. Atmosfera de autentică sărbătoare românească a fost întregită de dansurile populare ale formației Doina Bărăganului și de cântecele artiștilor locali. Melodiile interpretate de corala Sfântul Mare Mucenic Mina a protopopiatului Slobozia au ridicat sala în picioare. Cântare ca să-ți
acest complex provincial, când noi am fost în luptele barbare, matcă, val și val, călăreț și cal, Europei zi de apărare. Come on.
cu asta mă mândresc, port cu cinste undoi mere, nume românesc. Îmi iubesc țara și gria, ca eu tot ce românesc. Țara mea e România, cât am să invitatul special al serii a fost artistul Nicolae Furduiancu. Melodiile sale, adevărate pagini din istoria națională și de trăire românească, au făcut publicul să cânte odată cu artistul.
Oh,
Țara nu are nicio vină. Ar trebui să ne uităm noi unii spre alții, în așa fel încât privirea noastră să exprime voința de prosperitate, voința de mai bine pentru noi, pentru toți în această țară. Țara e bună. Noi suntem pe aici, pe acolo și buni și răi. Și ar fi bine să fim cei mai mulți buni, ca să prosperăm cu toții, pentru că acest pământ care ne-a fost lăsat ne oferă de toate și putem trăi aici, dacă, bineînțeles, ne străduim ca noi să fim mai buni și mai performanți. Recepția de Ziua Națională s-a încheiat cu o tratație, unde invitații au închinat un pahar de șampanie în cinstea României Mari.